Dacă câștigi, îți dau următorul Stumble Fest gratis, ca să fie. Aua, ce? Cel mai mare ghinion pe planeta asta, bă, lasă-mă în pace, bă, mă spura, bă, vreau și eu să câștig cea, uite că vine și o să dea mine, că e hater, uite, n-a bă, mai tăie nimeni, că te-am și eu nimeni. Mamă, salut Jinx, fii atent, deci vreau să-l bați pe Darusel, că de-aia te-am angajat azi, ce părere ai? Mama, dar să le fii atent, dar să le am o provocare nouă pentru tine, pentru că, bă, ai zis tu că nu te bat, că nu știu ce, dar am adus un antrenor tocmai să te bată pe tine azi. Fii atent, deci ăsta o să vă dea cu joc în cap. Ma, hai mă să vedem. Rafael, tu mie mi-aduci un noob? Ce noob, dar să le fii atent, că e cel mai pro player, i-am dat 10 miliarde de gemuri ca să accepte să intre aici cu tine. Da, mă, bă, tu din bani ai, bă, nici bani ai, că din YouTube faci un leu cu 8 bani. Și din leu, și din leu ăla, Darusele, nu s-am cumpărat Stumble Pass-ul, acum ai uitat, gata, ai uitat, nu? Hai, fii atent, Darusele, să ieși și te bate. Mama, Darusele, deci fii atent, dacă nu câștigi măcar o rundă, nu știu ce se întâmplă, nu mai filmezi niciodată. Asta rămâne decizia abonaților, deci tu dacă nu câștigi o rundă, pa, nu mai filmezi deloc pe canal. Doar dacă vor abonații, dacă nu vor abonații, deci pa. Și ce primesc? Dacă câștigi, îți dau următorul Stumble Pass gratis, ca să fie. Auzi, îți dau următorul Stumble Pass. Hai, rapid, rapid. Bun, hai. Bă, dar trebuie să câștigi tot, nu doar o rundă, ca să-ți dea Stumble Pass-ul. O să fie câte runde? 5? Bă, nu știu, cred că... Hai, primul care ajunge la 3 runde, la 3 runde câștigate. Hai să vedem. Darusele, tot ce vreau de la tine e să câștigi măcar o rundă, Darusele. Crezi că poți tu să faci treaba asta, măcar o rundă să câștigi? Da, mă, și dacă mă schimb, am subscribe și nu o să mai filmez cu tine, așa că... Sper să-mi iau banii dacă câștigi. Nu câștigi, mă, stai mă, chill, că nu câștigi. Nu mă zici că tu zici măcar în inimă, nu poți să-mi iau atât de aici. Ia, mersi mult, bro, respect. Da, Faile, tu ții țeapă cu un antrenor. Cum adică, de ce să-mi iau țeapă cu un antrenor? Adică ce, crezi că nu te bate sau nu? Adică, bro, acum te las, mă plictisesc, fac de toate, gen. Eu ce nu, băi. Da. Aha, hai mă. Am scăpat acum. Ha, mă, dar bă, vezi că o să... Ia fi atent. A scăpat. N-am ajuns și de-aia. Trecu mă, șobolanul. Ha, mă, Darusele, hai. Ce facem copilul, mă? Bă, Darusele, bă, măcar o rundă, bă, Darusele, o rundă să o iei, da? Că eu nici nu te bagă nemotor, frate. La cât durează runda asta, Darusele, nu știu ce să faci tu. Ce nu poți să moară acum? Dă-i mă, pun ceva, fă ceva, Darusele. Am dat mâna ta și picior. Lasă-mă că mă concentrez acum, se numește skill și mă este. E bun. Să numește skill asta ce faci tu acum. Ia să văd skill-ul. Bine mă, Darusele. Ai că skill, Darusele, văd ce skill ai făcut. Da, ai dus direct. Bine. Darusele, ce țeapă mă ziceai tu că mi-au acum, adică să-mi iau țeapă? Tu nu vezi că ai pierdut deja, ce, nu poți să accepti că pierzi sau ce? Cel mai mare ghinion pe planeta asta, bă, lasă-mă, bă, faci, bă. Asta are hei, bă, uite-o leagă. Asta bă, vreau și eu să câștig cea. Uite că vine și eu să dea mine, că e hacker, uite-l. Uite, n-a bă, le mai tuie nimeni, că te-am și eu nimeni. S-a activat, dar Excel gata. Bă, cât doamne! Bă, Darusele, ce înseamnă mă asta, bă, Darusele, două meciuri la rând, bă, 10 secunde da dura meciul ăsta, bă, ți-a dat KO ca la kickbox, ca la toate astea, bă, slabici, bă, Darusele, nu mă așteptam, bă, să nu câștigi nici o rundă. Bă, Darusele, o rundă mai are, dacă câștigă pe asta te-ai dus, bă, atât de slab ești? Hai, bă, Darusele, hai, mă, o rundă măcar, Darusele, am încredere în tine, ți-ai pus și skin-ul ăsta de capibară, ce ești, animal acum, nu ai ești om, nu? Nu te doroc, hai să vedem ce noroc ai tu, că deja e 2-0 și dacă mai câștigă runda asta te-ai dus, Darusele, nu știu ce se întâmplă cu tine, dar... Nu vreau pe sunt așa de rău și nu o să lasă ce vreau eu, nu prea ești un youtuber de căcat. Darusele, vorbește mă mai frumos. Eu te las, că apoi iară te supe. Mamă, ce dă, Darusele, bă, Darusele, te crezi aici? Darusele, da, ce e el, mă? El nu merită să trăiască. Darusele, mai nou te-ai apucat și de sport de contact, ce sport faci? Spune-ne la băieți ce sport faci tu. Fac bătaie de copii nubi. Bătaie de copii nubi. Copii, nu la Stumble Guys. Hai mă, Darusele, să vedem ce faci tu, că zici copii nu, dar vezi că e 2-0, adică nu e pentru tine. Nu e pentru el, nu e voie pentru el. Nu, e 1-0, e 1-0. E 2-0, ce 1-0, Darusele, deja au trecut două meciuri. 2-0, frate, ce ai? Păi Darusele, dacă în al doilea meci ai murit în 10 secunde, normal că se pare ca și cum că ai dat doar un meci. Mă, tu moară singur, omul. Ia uite. La noroc ai. A murit amândoi, cine apare? Ce noroc! Nu
se pune. Bă, dar Resele, nu știu ce zic. Hai că, hai să zic că nu se pune. Ce zici, mă, Jinx? Mai dăm o șansă, mai dăm o șansă? Jinx. Da. Hai, dar Resele, că ți-a mai dat o șansă. Dacă nici pasta nu o câștigi și o irosești așa, na, n-am ce să mai zic, bă, dar Resele. Ah, ulu, deja m-am plictisit. Cum adică te plictisi, bă, napule, bă? A fost noroc că mai e tu un inmute. Cum vei tu acum, bă, ne, uite, a, mersi. Ce faci, bă, dar Resele, pe acolo? Bă, dar Resele, dar eu nu știam că la hack-ul ăsta poți să câștigi 100% dacă, pe la jocul ăsta, dacă ai hack, câștigi 100%. Eu știam că poate să-ți dea doar un emote, un ceva și tu ai dat emote-ul ăla. Depinde de skill, mă. Eu am skill, dar și el are noroc. A, bă, m-am aruncat, bă, din greșeală. Vreau să-l trolez. Bine, mă, dar Resele, bă, un match, bă. Ia uite ce bucuros e aici. A câștigat și el un match, bă. A câștigat și el un meci, bă. Bă, dar să le fii atent că e 2-1, e 2-1, e 2-1. Mai câștigi meciul ăsta 2-2? Dacă nu, pa, pa. Trebuie să câștig meciul ăsta, trebuie să iau battle pass, trebuie să iau. Am încredere în mine, hai, dar le știu că poți. Hai, bă, dar să le, hai, dar să le, că s-ar putea să fie ultimul meci acum. Nu știu dacă câștigi sau nu. Nu, eu o să câștig și o trasă, pentru că eu sunt pro player. Ești pro player? Ia să vedem ce pro player ești tu, că până acum n-ai arătat nicio dovadă de a fi profesionist. Ce faci ăsta, mă? Ia, că las mole. Ia. Ce face asta, mă? Epure. Ce face asta, mă? Asta e bat. Eu ce sare, dar este e fericit sare în continuu. E kangur, nu e capibară. Kangur bara. Mersi. Ce faci, mă, îmbrățișeza aerul, mă? Păi dacă n-a avut prieteni niciodată, ce să faci? Păi eu nu știu cu cine să țin, să țin cu antrenorul că l-am plătit sau cu Darusel că... Păi cu antrenorul, bro, ce ai? Copilul. Te-am pitit. Ce-am făcut, mă, te-am pitit? unde te-am pitit? Ce faci asta, mă? Mă duc în față, nu mai stau cu el. Cam slab, Darusel, cam slab. Bă, ce faci asta, mă, că nu te-am înțeleg. Bă, dar tu n-ai pumnul să-i dai? O, vezi că e și cu ăsta, bă, lol. Ce, bă, trolează-ți, ho. Credeți acolo în comentarii neapărat cine credeți că o să câștige, dacă îl bate... Dacă îl bate Darusel sau dacă câștiga antrenorul. Mamă, dar Resele, fii atent că s-ar putea să te duci. Te-ai dus. Bă, dar Resele, nu mai zic nimic. Bă, măcar e bine că am plătit antrenorul și antrenorul chiar n-a dat greș, adică să zic că a fost bine că am plătit, adică nu regret plata, dar Resele, ești cam, nu știu. Da. Pentru data viitoare trebuie să te antrenezi dacă vrei să să-l mai bați altă dată. Oamenii în comentarii dacă să mai apară el, că eu zic să nu mai apară. Ia, bă, dar chiar dar Resele, fii atent că n-ai câștigat nimic. Deci ia, s-ar putea să ai șansele să nu mai apar, deci să vedem ce vrea lumea, dacă vrea lumea să mai apară sau dacă nu mai vrea. Bă, băga roată cu emoturi. Ce, au băgat roată cu emoturi? Da. Bă, chiar asta îți dau și eu la Lucky Wheel, ia. Lucky Wheel, ban free. Ia să vedem, 3, 2, 1, ne pică specială. Ia, fiden. Cine pică, n-am partajat să vedeți și voi, dar... A, mi-a picat un token sau 10 gemuri, hai că mi-a picat ceva. Da, bă. Are piciorul, inima și banana. Gata, bă, băieți, cam atât a fost și cu episodul acesta, dar Resele, bă, nu știu ce să zic dacă ești bun. Eu fac. Eu am fost Rafael G, alături de Darusel și Jinx și Darusel a câștigat, așa că pa! Bă, da, așa face mereu, bă. Deci, dacă am atât a fost cu videoclipul acesta, scrieți acolo în comentarii cu cine ați ținut, dacă ați ținut cu Mr. Jinx, cu antrenorul sau cu Darusel și scrieți dacă mai vreți să mai vedem pe Darusel pe canal, că da. Așa face, like, subscribe, aveți canalul lui Mr. Jinx în descriere, deoarece și el face YouTube. Și da, like-uri multe acolo, 200, dacă mai vreți episoade de genul cu Darusel și cu antrenor și cu orice să fie. Și dacă vreți să-i facem o farsă, scrieți acolo în comentarii ce farsă să-i facem lui Darusel. Cam atât, cu voia, Rafael, pa, pa!